Salutare, dragi prieteni, eu sunt Marius Aslău, bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest video vom învăța un cântec la chitară clasică. Cântecul se numește Cântarea mea e numai despre Isus. Cântecul este scris în gama Do major. La prima parte vom avea doar două acorduri. Odată vom prinde aici Do major în această poziție, Sol major în poziția a doua și vom mai prinde încă o dată Sol major în a treia poziție. Exact în poziția în care îl prindem pe Re major, doar că vom începe din căsuța 7 să prindem acordul. Haideți să vedem! Aceasta este prima parte. Haideți să vedem și refrenul. La partea a doua vom prinde Do major în poziția a doua. Apoi Sol major. Apoi Fa major. Do major. Din nou Fa major. Și apoi Do major. Deci. Fa major, Do major. Sol major. Fa major, Do major. Fa major. Și acesta este cântecul. Felul arpegiului pe care îl vom face la acest cântec este foarte important de studiat. Priviți cum voi face acest arpegiu. Deci, arpegiul este foarte important, așa că înainte să cântați acest cântec, studiați acest arpegiu. Dacă ar fi să facem doar solul la acest cântec, vom face în felul următor. Folosind gama Do major. Și pe această gamă vom face cântecul. Vă doresc mult succes în învățarea acestui cântec și Dumnezeu să vă binecuvânteze!